Veti uriaie pentru milioane de români, Eugen Teodorovici le dă bani înainte de plată. Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi peletite mai devreme, înaintea vacanței de Paște, subliniere T, această măsură fiind analizat în cadrul cabinetului Dencil, a declarat marci ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ce, dacă va fi luat, măsura va fi anuncată în cadrul subliniere din cei de guvern de joi. Noi analizăm această propunere la nivelul guvernului. Dacă va fi cazul să fie luat o astfel de decizie, se va anunca în subliniere din ca de guvern de joi, a declarat Teodorovici, la Antena 3. Ministrul a subliniat, însă, ce măsura va fi luat doar în condițiile în care statul îi va trata în mod egal atât pe angajați, cât sublinierei pe pensionari. Vacanța de pas subliniere te va fi în perioada 6 la 9 aprilie.